Baruri, saloane de înfrumusețare, pensiuni, toate la cheie sunt scoase la vânzare pe bandă rulantă pe litoral. Un fenomen care se întâmplă chiar la început de sezon estival. Efectele pandemiei își spun cuvântul, sunt de părere economiștii care argumentează că mulți antreprenori au pus lacătul pe ușă și nu mai vor să riște. Colega mea, Maria Mâner, a studiat anunțurile și ne prezintă o analiză. Bun găsit, Maria! Bun găsit, Ileana! Judecând după multitudinea anunțurilor de vânzare a afacerilor la cheie, pe site-urile de specialitate, am putea spune că încrederea antreprenorilor în potențialul revenirii pe profit este foarte mică. De la saloanele de înfrumusețare și firme de decorațiuni pentru nunți, până la baruri, terase și pensiuni, lista cu oferte este atât de lungă exact în domeniile care au fost cel mai puternic impactate de criza generată de pandemie. Perioada grea a pandemiei de coronavirus i-a adus pe cei mai mulți dintre afaceriști la sapă de lemn. Probabil în încercarea de a-și mai recupera din sumele pierdute, antreprenorii constanțeni și-au pus la vânzare afacerile. Iată câteva exemple. Un proprietar scoate la vânzare în schimbul sumei de 240.000 de lei, adică 49.000 de euro, un fast food și un spațiu de patiserie cu clătite în Mamaia Nord. Afacerea se vinde la cheie și dispune de toate utilitățile și toate avizele funcționării conform anunțului de vânzare. Contra sumei de 120.000 de lei, 25.000 de euro, un alt afacerist este dispus să-și și vândă afacerea. Un bar cu terasă în piața Ovidiu, mobilat și bucătărie utilată. Un hotel de pe strada Ștefan cel Mare, cu două etaje plus mansardă, este scos la vânzare pentru suma de 4.700.000 de lei, adică aproape 1.000.000 de euro. Afacerea este promovată ca aducând un profit anual de 100.000 de euro și totuși este de vânzare. 4.000 de euro cere cineva pentru a preda mai multe decorațiuni de nuntă. Huse de scaune, funde, fețe de masă, arcadă și stâlp de intrare. Nici nu este de mirare, evenimentele au avut cel mai mult de suferit în ultima vreme de distanțare socială. Un patron de pizzerie cere 80.000 de lei, preț negociabil în zona Boema. Restaurantul are toate utilitățile și avizele necesare pentru a funcționa și o chirie mică. Sunt 16.000 de euro pentru o afacere căreia nu-i lipsește nimic, poate doar clienții și profitul. Este o sumă ce ar putea indica disperarea antreprenorului de a scăpa de cheltuieli, având în vedere restul costurilor ridicate cu utilități și angajații, ce mai trebuie suportate de un investitor. Nici proprietarii de saloane de înfrumusețare nu au scăpat de umbra falimentului cauzat de epidemia de COVID. Așa se face că un salon din Tomis 2 a fost închis și scos la vânzare cu tot cu mobilierul și aparatura cu care a fost utilat la prețul de 119.000 de euro. Așadar, chiar dacă restricțiile au fost ridicate deocamdată și sezonul estival ne dă un sentiment de încredere, efectele pandemiei sunt adânc prezente în buzunarul afaceriștilor, care efectiv nu mai au din ce să susțină business-urile pentru a le redeschide și nici nu mai au certitudinea că din toamnă nu vom avea iar reguli stricte care să afecteze domeniul în care ei s-au investit.